Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul Pasiune și Natură. Dragi prieteni, sunt la o partidă de această dată. Am schimbat din nou stilul. Pescuiesc la feeder. Am lansat deja lansetele în față, spre malul vecin, cam la 15 metri de mal, care urmăresc canalul, cred că v-ați dat seama de acest loc. Este locul pe care am pescuit la lută și la feeder, când am prins la feeder un ciortan. Da. Partida a început. Mi-am făcut câteva trepte aici, pentru că era iarbă uscată deasupra și se alunecă. Apa este adâncă chiar aici în mal. Deci, odată ce ai ajuns în apă, cu siguranță faci baie. Da. Bun, ne vedem la o captură. Deci am ales acest loc. Când am pescuit la finețe pe celălalt loc, am tot văzut crapul sărind în zona asta. Să vedem care-i treaba, ce scoatem azi. Dragi prieteni, sunt aici de vreo 4 ore și nimic. Nimic. Cum le-am aruncat, așa au rămas lansetele. Am venit în acest loc special pentru că am văzut foarte mult crap sărind în spatele meu. Dar azi nici nu a sărit, nici nu a tras. Vreau să vă cer un sfat. Mai întâi am să vă prezint ceea ce vreau să aflu de la voi. Am să vă prezint acest rachetă. Eu am pierdut racheta până la urmă, într-o noapte. Am avut o rachetă de o dimensiune mai mică aici. Și aveam acasă o altă rachetă mult mai mare. Deci racheta asta a fost de două ori mai lungă. Eu am tăiat-o. Am introdus o sârmă după ce am pus polistirenul în capul rachetei, pentru că nu era lipită, nu era nici agățată cu un șurub, cu ceva, cu nimic. Așa că am băgat o sârmă ca acest cap, după ce este încărcată, când vrei să faci lansarea, ieși afară, dacă nu este prins. Așa că eu am introdus o sârmă acolo. Problema nu asta este. La început, v-am spus, era dublu de lung. Cam atât era. Eu l-am tăiat în jumătate, pentru că nu pot lansa cu lansetele astea o cantitate atât de mare. Nici nu vreau să le solicit. Nu-i nevoie. E de ajuns mărimea asta. Aceste fire erau mult mai lungi. Eu le-am tăiat pentru că am avut problema că această rachetă, după ce o arunci, descarcă foarte repede, foarte bine, imediat. Problema este când recuperezi. Deci când recuperezi, vine pe sub apă. Nu reușesc să o ridic la suprafață. Părerea mea ar fi că prima oară am crezut că dacă aceste fire de care este prinsă racheta
erau prea lungi și atunci ea mergea pe sub apă. Le-am tăiat, le-am făcut mai scurte, dar am aceeași problemă. Eu cred că polistirenul care l-am băgat la loc este mult prea mult. Era pentru o rachetă mult mai mare. Iar acum, dacă eu am tăiat-o la jumătate, îmi face problema asta. Deci, o arunc, descarcă imediat, dar când o recuperez, nu se ridică. Merge pe sub apă. Trag foarte greu de ea. Așa că m-ar interesa dacă aveți idei, dacă vă pricepeți la chestiile astea, să lăsați comentarii. Sunt deschis la orice comentarii. Putem învăța toți din această chestie. Singurul lucru, eu cred că este o cantitate mult prea mare de polistiren pentru racheta la jumătate. Părerea mea. Acum aștept și comentariile voastre. Sper să știți care ar fi problema, să cunoașteți aceste rachete mai bine ca mine. Deci am să citesc toate comentariile care le trimiteți, am să le iau în considerare pe toate, am să vă răspund la ele. Chiar sunt interesat, poate și alții, care ar fi problema la modificarea pe care am făcut-o eu. Eu nu am umblat încă la ea și nici n-am să umblu până nu voi citi comentariile. Chiar sunt curios ce îmi veți scrie. Am spus, eu cred că este o cantitate mult prea mare de polistiren. Ea tinde să se ridice. Când eu recuperez, nu las coșul să se întoarcă invers, fiind mult mai mult polistiren pe capul rachetei. Cred că partida mea ia sfârșit, se apune soarele, se înserează. Mai stau o jumătate de oră, dacă nu reușesc să prind un pește. Videoclipul ia sfârșit aici, deci partida se încheie. Am să vă salut, toate cele bune, aștept comentariile voastre. Fire întinse și numai bine.